Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la conferința de presă de astăzi organizată de Ministerul Educației împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare privind rezultatele examenului de clasa 9. Importanța desfășurării unui examen corect și onest sper că este evident pentru toată lumea. Este esențial să asigurăm șanse egale pentru toți copiii din sistem și ne asigurăm că performanțele lor școlare sunt evaluate în primul rând pe merit și fiecare reușește să obțină acea notă pentru care s-a pregătit. Este esențial sistemul educațional să transmită aceste valori și prin procesul de evaluare pe care îl desfășoară. Mai mult ca atât, un examen desfășurat corect înseamnă și o posibilitate de a avea o imagine obiectivă cu privire la calitatea educației oferită de sistemul nostru educațional. Este un reper și pentru Ministerul Educației și pentru direcții, pentru a putea să înțelegem unde este nevoie să intervenim și să facem mai mult pentru ca să ajutăm fiecare copil. Este și un indicator pentru părinți, pentru a putea să înțeleagă în ce măsură instituția de învățământ în care își fac studiile copiii acestora corespund sau nu standardelor și așteptărilor părinților. Integritatea examenului și asigurarea integrității examenului este una dintre prioritățile noastre și prioritățile Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și exercițiul pe care l-am făcut în acest an ne demonstrează că în calitate de reprezentanță a sistemului educațional mai avem de lucru pentru ca să avem pe bune un examen corect, onest și unul care să reflecte realitatea în ansamblu în sistemul nostru educațional. În acest an s-a făcut un efort suplimentar pentru a monitoriza desfășurarea examenului de clasa 9, alături de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și partenerii noștri. Am identificat 400 de voluntari care au mers în 8 raioane ale Republicii Moldova, în 189 de instituții de învățământ, pentru a asista la desfășurarea probii de examen în acele instituții. Totodată, pentru acele 8 raioane au fost reevaluate, mai bine zis, evaluate extern, aici la Chișinău, centralizat, circa 30% din lucrări, în așa fel încât să putem să vedem cum se desfășoară procesul de evaluare, cum s-a desfășurat procesul de evaluare la nivel raional și în ce măsură acel proces a fost unul corect, iar despre carențele identificate am vorbit și anterior. La nivel național, avem în acest an o descreștere a ratei de promovare la examenul de matematică de la 99%, anul trecut la 95%, în limba română de la 98.8%, anul trecut la 98.2%, la istorie de la 99.7%, rata de promovabilitate în 2023 la 98.8%, iar la limba română al lingvii 99.5 la 98.3%. La nivel național, s-ar părea că această descreștere, în special la matematică, nu este una foarte pronunțată, dar în spatele acestor cifre sunt copii care nu au beneficiat de tot suportul necesar pe parcursul celor 9 ani de zile, pentru că se poate face față unui examen care, de principiu, așteptarea noastră ar fi trebuit să fie o rată de promovabilitate de 100%. Mai mult ca atât, având în vedere că am desfășurat acea monitorizare externă în 8 raioane, am avut posibilitatea să vedem care este de fapt realitatea și intervenția în cele 8 raioane ne-a întredeschis ușa, cred că pentru noi toți și eu sper că și pentru societate, cu privire la situația reală care există. Și am să vă prezint și doamna Ivanova să revină cu o prezentare mai amplă, mai în profunzime, doar câteva detalii din acele raioane. O să începem de jos în sus. O să începem cu Cimișlia, care tradițional avea o rată de promovabilitate de 100%, în condițiile în care s-au reevaluat doar 30% din lucrări, dar trebuie să recunoaștem că și direcția Cimișlia a făcut un efort de evaluare mai corect în acest an. Rata de promovabilitate a scăzut la 64%. Deci avem 37% din toți elevii de clasa nouă din Cimișlia care nu au putut susține examenul de matematică. Asta e aproape 4 din 10 copii. La Cantemir, rata de promovabilitate a scăzut de la 97% la 68%, la Drochia de la 100% la 73%, la Șoldănești de la 100% la 78%, la Cahul de la 100% la 80%, Nisporeni de la 88% la 83%, Dondușeni de la 99% la 85%, Briceni de la 100% la 89%, Anenii Noi de la 100% la
2. Încă o dată am să reiterez că vorbim doar despre reevaluarea 30% din lucrări. Asta înseamnă că probabil dacă am fi reevaluat toate lucrările, am fi văzut o scădere și mai dramatică. Și asta este astăzi realitatea, cel puțin în aceste raioane, dar intuiția noastră este că este o realitate generală pe țară, care pur și simplu încă nu este vizibilă în celelalte raioane, pentru că în continuare examenul de clasa 9 acolo a fost organizat și desfășurat strict cu participarea doar a direcțiilor raionale, fără implicarea ministerului. Iar dacă am fi replicat acest exercițiu din 8 raioane pe întreaga țară, am fi văzut rezultate similare peste tot. Asta vorbește despre faptul că examenul în ansamblu nu reflectă pe bune competențele și cunoștințele elevilor și ascunde realitatea. Iar în acest proces de ascundere a realității participă întreg sistemul educațional, mimând în esență calitatea. Faptul că nu avem încă un examen de clasa 9 care să reflecte ceea ce oferă fiecare școală pentru copii face complicat, reiterez, atât pentru părinți cât și pentru noi la minister să înțelegem unde este nevoie să intervenim în primul rând, să avem o imagine reală și să conștientizeze și societatea care este starea de fapt în multe dintre aceste instituții de învățământ. Efortul din acest an, care, ziceam, a întredeschis ușa cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat, confirmă datele pe care le avem de la evaluările internaționale, PISA, care au fost parte din discursul public în ultima perioadă, dar oricum, neavând consecințe reale pentru elevi, părinți, sistem, profesori, mai degrabă au fost tratate cu superficialitate de sistem. Vă aduc aminte că, conform evaluărilor PISA, avem 50% din tot copiii de clasa 9, deci 15.000 de copii în fiecare an, care nu ating un nivel minim de competență la lectură sau matematică sau știință. Iar când vorbim în special de mediul rural, de școlile foarte mici, putem vorbim de o rată de analfabetism funcțional de aproape 80-90%. În același timp, până acum, la examenul de clasa 9, aveam o rată de promovabilitate de 100%. Deci aveam pe de o parte evaluările internaționale care spuneau ceva și evaluarea noastră națională desfășurată de direcțiile raionale care zicea că în esență în sistem tot este bine. În acest an, ca urmare a acestei intervenții pe care au desfășurat ministerul alături de Agenția pentru Curriculum și Evaluare, lucru pentru care le mulțumim, vedem că de fapt evaluările internaționale se confirmă atunci când facem și noi evaluări și examene corecte. Ținând cont de concluziile exercițiului din acest an, urmează să întâmple câteva lucruri. În primul rând, vom desfășura o probă adițională a examenului de clasa 9 în luna august, în perioada 19-23, pentru ca să oferim copiilor o a treia șansă de a susține acest examen. Îndemnul nostru către profesori, către directori, către șefii de direcție, în special din raioanele vizate, este să se mobilizeze și să ajute copiii să treacă un examen simplu, elementar, de clasa 9, cel puțin cu nota 5, după 9 ani de studii. În multe cazuri vorbim de instituții de învățământ în care în clasa 9 sunt 5 copii, 7 copii, 8 copii și eu sper că într-o lună de zile, lucrând cu 3, 5, 7 copii, se poate compensa pentru situația care este dacă se mobilizează instituțiile de învățământ pe ultima 100 de metri pentru a ajuta să susțină un examen obligatoriu unde este așteptarea că toți cetățenii Republicii Moldova o să îl trec. Deci proba suplimentară o să desfășoară de pe 19 până pe 22 august. În același timp, anul viitor urmează să extindem efortul făcut în acest an, să avem centre de desfășurare a examenului de gimnaziu după modelul examenului de bacalaureat, deci instituții de învățământ desemnate în calitate de centru de desfășurare a examenului, unde vor merge copiii pentru a-l susține și unde vom putea să asigurăm o monitorizare pe întreg teritoriul Republicii Moldova a bunii desfășurări a examenului. Totodată vom evalua centralizat lucrările la examenul de
clasa 9, așa cum facem și în cazul examenului de bacalaureat. O să aplicăm în esență aceleași reguli la clasa 9 pe care le aplicăm și la bacalaureat, cu excepția camerelor de luat vederi. Deci nu o să introducem camere anul viitor, vreau asta să subliniez. Dar vom avea centre de desfășurare a examenului, vom avea monitorizare externă și vom avea evaluarea centralizată a lucrărilor. În același timp, urmează formări pentru cadrele didactice. Noi o să regândim programul nostru Investim în Profesori, în care în acest an participă 4.000 de profesori. O să-l orientăm mai mult spre predarea disciplinii. Anul ăsta ne-am axat pe lucruri precum incluziune, bunăstarea la locul de lucru, comunicarea cu elevii, cu părinții, lucruri extrem de importante, dar având în vedere realitatea performanței școlare, care cred că se datorează într-o oarecare măsură fie lipsii cadrelor didactice, fie pregătirii insuficiente, fie altor aspecte, o să reorientăm programele noastre de formare continuă spre creșterea calității predării nemijlocit a disciplinilor, în așa fel încât să ne asigurăm că putem explica copiilor suficient de clar materia școlară, putem evalua și, într-un final, putem obține rezultate mai bune. În același timp, anul viitor, cu suportul Băncii Mondiale, din proiectul ECHIP, care este în plină desfășurare, vom avea 6.000 de copii de clasa 9, care vor beneficia de ore suplimentare gratuite de matematică, din rândul copiilor cei mai defavorizați și cu cea mai mare probabilitate să întâmpine dificultăți în susținerea examenului. Vorbim de 30-40 de ore suplimentare per copil în grupuri mici, de 2-3 copii, care să beneficieze de aceste meditații gratuite, dacă putem să le numim așa, pentru a-i ajuta să susțină examenul, mai ales acolo unde eventual lipsește cadrul didactic sau rezultatele din acest an demonstrează o calitate mai slabă a procesului educațional. În ansamblu, cumva strategic, pe termen mediu, urmează să implementăm proiectul școlilor model, care nu a apărut întâmplător, dar este o încercare de a asigura pentru toți copiii acces la educație de calitate. Vorbim la prima etapă de cele 35 de școli, unde propunem în special elevilor din instituțiile mai mici, subperformante, să meargă. Ieri, guvernul a adoptat hotărârea de guvern care o să aloce pentru toți părinții care sunt dispuși să-și mute copiii din instituții cu mai puțin de 50 de elevi în alte instituții de învățământ, 1.000 de lei pe lună. Este un efort de a-i stimula să iau o decizie în interesul rezultativității și calității studiilor pe care le pot accesa, să prioritizeze calitatea studiilor copiilor și, bineînțeles, la fel de important este să procurăm autobuze, să asigurăm această capacitate de transport pentru ca fiecare familie care își dorește să poată să ajungă la o instituție de învățământ care oferă calitate, să poată să o facă fără niciun fel de restricții, mai mult ca atât pentru unii dintre ei, inclusiv cu stimulente financiare. Noi o să avem astăzi, alături de Agenția pentru Curriculum și Evaluare, o întâlnire la orele 3 cu toți șefii direcției din Republică, cu toți 189 de directori sau reprezentanți ai acestor instituții de învățământ în care s-au monitorizat examenele, pentru a prezenta rezultatele, pentru a discuta cu ei cum am ajuns în situația în care am ajuns, cum văd ei de la nivel local fiind responsabili de desfășurarea examenului, fiind responsabili de gestionarea rețelei, fiind responsabili în general de instituțiile de învățământ din raionul lor, pașii care trebuie întreprinși pentru a remedia situația. Doamna Ivanova, o să oferi un pic de detalii, dar pot să vă spun că asta o să fie o discuție mai degrabă în cerc restrâns după amiază. Avem instituții de învățământ cu o rată de promovabilitate de 30%. Deci avem instituții în care din 17 elevi de clasa 9, 6 doar o să ținut. Și aici nu poate să nu apară o întrebare cu privire la ce a făcut școala, cum s-a mobilizat, de ce în același timp vedem o reușită școlară curentă, deci note de 8 și 9, da, acordate de școală pe parcursul anilor la aceste discipline și după aia un asemenea decalaj și asemenea aceste rezultate la examen. Și astea sunt discuțiile pe care noi o să le purtăm în sistem în următoarea perioadă pentru a mobiliza pe toți să facă un efort mai mare ca să putem să asigurăm calitate. Părinților, copiilor, le urăm succes la proba suplimentară care o să aibă loc luna august.
Noi o să depunem toate eforturile ca să mobilizăm instituțiile de învățământ să ofere suportul necesar pentru ca toți copiii să poată trece cu bine examenul de clasa 9. Pentru cei care nu vor putea face totuși față probii, există opțiunea de a merge la o școală profesională. Noi investim și în instituțiile noastre de învățământ profesional și s-ar putea asta să fie o bună opțiune de carieră pentru cei care preferă să se angajeze, să facă un ban, să deprindă o profesie. Noi oferim burse, cazare, instruire gratuită pentru cei care aleg acest parcurs profesional și îndemnul nostru este să se meargă și să exploreze și această opțiune. Mai mult ca atât, noi vom face o listă și lucrăm la asta tuturor copiilor care n-au susținut examenul și vom monitoriza cu direcția noastră de învățământ profesional tehnic, cu instituțiile noastre, cu direcțiile de învățământ, ce se întâmplă mai departe cu acești copii. Îi vom contacta, pe de o parte, îndemnându-i să meargă la școli profesionale și să continue procesul lor educațional. Pe de altă parte, și instituțiile de învățământ profesional tehnic îi vor contacta, îi vor invita pentru a le arăta instituțiile și a prezenta condițiile pe care le pot oferi pentru ei mai departe. Vreau să mulțumesc Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare pentru tot efortul depus în acest an, pentru deschiderea anul viitor de a face și mai mult și volumul de lucru o să fie semnificativ, odată ce extindem aceste măsuri la nivelul întregii țări, dar ghidându-ne de interesul superior a copiilor, cred că este esențial să avem o evaluare corectă care să ne permită să monitorizăm lucrurile și să le îmbunătățim gradual, oferind pentru toți educație de calitate și asigurând un sistem educațional bazat pe valori. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care o să aibă o prezentare mai detaliată cu privire la rezultate pe fiecare dintre raioanele vizate și cu situația la nivel național. Vă mulțumesc! Stimate domnule ministru, mulțumesc! Mesajul care l-am transmis atunci când am inițiat aceste discuții cu referire la examenele de clasa a noua a fost unul foarte simplu și clar, că examenele naționale, indiferent că sunt de bacalaureat la gimnaziu sau este testarea în clasa a patra, trebuie să fie organizate în mod corect, onest, și în capul mesei trebuie să fie pusă imparțialitatea. Anul acesta ne-a reușit să monitorizăm centralizat 8 raioane, cum spunea domnul ministru, peste 180 de instituții. Vreau aici să menționez că alături de noi au fost și alte raioane care au făcut replica la activitățile care le-am realizat noi în aceste 8 raioane, pentru ce noi le mulțumim pentru efortul care dumnealor l-au depus ca și în raioanele respective să fie o evaluare corectă. Totodată ne-a reușit să reevaluăm cele 30% de teste din numărul total, deci a fost peste 4.000 de teste care au fost reevaluate la Chișinău. Și tot aici este bine să menționez că și sesiunea suplimentară, care a fost în luna iulie, am monitorizat acele 8 raioane și am reevaluat în sesiunea suplimentară toate testele care au fost și au fost peste 1600 de teste care au fost reevaluate la Chișinău. Ce vom prezenta noi astăzi dumneavoastră? Dacă vă aduceți aminte, atunci când am inițiat această dimensiune, am făcut o analiză comparativă a datelor examenelor naționale de absolvire a gimnaziului cu cele naționale de bacalaureat. Am identificat unde sunt cele mai accentuate discrepanțe și aceste discrepanțe erau pe extreme, erau pe notele de 8, 9, 10 și cele insuficiente, aici mă refer la notele de 1 și 4,
Respectiv, astăzi, analiza noastră care o vom prezenta-o, reșind din datele care le deține agenția la moment, sunt în mare parte date furnizate de către direcțiile raionale municipale, țin de aceste două mari dimensiuni, inclusiv rata de promovare comparativă, sesiunea 2024 și sesiunea 2023, dacă am să vă rog următorul slide. Aici sunt prezentate datele cu privire la numărul de elevi care s-au înscris la cele patru probe de examene gimnaziu, vorbim sesiunea 2023 și sesiunea 2024, deci numărul de elevi care s-au înscris la probă și numărul de elevi care au promovat. Din datele care sunt aici, ușor se observă această descreștere a numărului de elevi care au promovat proba la matematică de la 99% la 95%, de la istorie de la 99%, deci aproape 100% la 98%. Și la celelalte discipline observăm că nu este o scădere semnificativă. Următorul slide sunt numărul și procentul de restanțieri pe fiecare probă. Deci noi aici vorbim de date pe toată țara. Deci este sesiunea 2023 și sesiunea 2024. Dacă vorbim numeric, atunci la matematică avem 1401 elevi care nu au susținut proba la matematică, procentual 5%. La română, aproape 1% de elevi care nu au susținut examenul, proba aceasta, numeric sunt 179 de elevi pe țară. La limba și literatura rusă avem 0,5%, deci 28 de elevi pe țară. Română, alolimbi, 1,7%, 92 de elevi pe țară. Și la istoria românilor și universală, avem 1,2% de elevi care nu au susținut proba de examen, numeric ar fi 340. Dacă în acest număr al elevilor restanțieri includem și elevii care nu s-au prezentat la probă, fiindcă și aceștia au dreptul să vină în august să încerce să susțină examenele de clasa a noua, atunci aceste valori un pic cresc, nu tare, dar un pic cresc, și atunci la matematică pe țară am avea 1666 de elevi, la română 364, la limba rusă 50, la română alolimb 119 și la istoria românilor și universală 553. Am ținut să vă demonstrăm acest tabou ca să fie clar câți elevi nu au susținut probele de examen în această sesiune pentru fiecare disciplină de examen. Următorul slide este rata de promovare pe toate raioanele și aici le-am pus în două tabele, cel din stânga și cel din dreapta. Cel din stânga reflectă raioanele care au practic aceeași rată de promovare care a fost în anul 2023 și dacă dumneavoastră observați, practic este 100%. Și avem raioanele din partea dreaptă, cele din partea de jos și care au și culoarea verde sunt cele 8 raioane care au fost monitorizate în această sesiune și după cum spunea domnul ministru, aici se vede ușor scăderea ratei de promovare și aici este bine să menționez că vorbim despre matematică, aceasta este proba pe care ne-am axat, deci la Cimișlia minus 35%, deci de la 99 la 64, Cantemiru minus 29 de puncte procentuale, Drochia minus 27, Șoldănești minus 22, Cahul 20 în minus, Dondușani minus 14, Briceni minus 11, așa, Anenii noi minus 8 și Ialoveni 7. Cele mai mari scăderi a ratei de promovare la matematică din acest an. Distribuția notelor la proba de examen la matematică. Putem să observăm și aici care este
situația. Deci notele de 10 în acest an sunt în scădere pe țară cu peste 2 puncte procentuale, notele de 9 1,4 puncte procentuale, notele de 8 cu peste 3 puncte procentuale, notele de 7 în scădere cu aproape 3 puncte procentuale, notele de 6 sunt în creștere cu un punct procentual, notele de 5 cu în creștere cu aproape 5 puncte procentuale și observăm notele de 1,4 în anul acesta sunt în creștere cu 4 puncte procentuale. Următoarele slide-uri le-am grupat raioanele ca să fie mai vizibil cele care nu s-a modificat semnificativ rata de promovare sau au o diferență nesemnificativă până la 2 puncte procentuale și aceste raioane sunt Călăraș, Strășeni, Căușeni, Fălești, Glodeni, Sângerei, Tăraclia, Uta Găgăuzea, Bălți, Râșcani, Ocnița și celălalt slide, vă rog, Edineț, Roca, Hâncești, Ștefan Vodă, Telenești, Chișinău, Criuleni, Florești. Următoarea grupă de raioane sunt cele pentru care s-a modificat semnificativ rata de promovare și aici vorbim mai mult de 2 puncte procentuale până la aproape 15. Este la Dondușeni, unde rata de promovare a scăzut cu aproape 15 puncte procentuale. Și următorul slide sunt raioanele care au fost supuse monitorizării. Dubăsari, Rezina, Briceni, Cahul, Șoldănești, Drochia, Cantimir și Cimișlia. Observăm că cea mai mare scădere a ratei de promovare la examenul de matematică este la Cimișlia. Deci doar 64% din elevi au susținut această probă, la Cantimir doar 68%. Și următorul slide, vă rog. Deci vom prezenta pentru fiecare raion, deci pe cele două dimensiuni care ziceam inițial, notele de 8, 9 și 10 și notele de 1, 4, deci numărul de elevi care nu au susținut, reiterez, proba de examen la matematică. Anenii noi, diferența notelor de 8-10 a scăzut cu peste 11 puncte procentuale și notele de 1-4 au crescut cu aproape 8 puncte procentuale. Basarabeasca, notele de 1-4 au crescut cu aproape 4 puncte procentuale și notele de 8, 9 și 10 nesemnificativ. Doar un pic la notele de 8 sunt peste 2 puncte procentuale în scădere. Municipiul Bălți, nesemnificativ pe dimensiunea notelor de insuficiente, au scăzut notele de 8, 9 și 10 cu peste 12 puncte procentuale. La Briceni este raion care a fost monitorizat și dumneavoastră puteți să observați că notele de 10 au scăzut cu peste 18 puncte procentuale și notele de 1-4 au crescut cu peste 11 puncte procentuale. Raionul Cahul tot este raion care a fost monitorizat și aici vorbim despre scăderea cu peste 27 de puncte procentuale a notelor de 8, 9 și 10 și o creștere a notelor de 1-4 cu aproape 20%. Cantemir este raionul care a fost monitorizat și observat și dumneavoastră această creștere a notelor insuficiente cu aproape 30 de puncte procentuale și o scădere a notelor de 8, 9 și 10 cu aproape 13 puncte procentuale. Călărașu, anul acesta a 100% rata de promovare, deci nu este niciun copil care să nu
putut fi susținut proba de examen la matematică și au o ușoară scădere a notelor de 8, 9 și 10. Rânul Căușeni, rata de promovare este de 100% și notele de 8, 9 și 10 în mediu au o scădere de aproape 6 puncte procentuale. Observați și dumneavoastră, notele de 9 un pic, aproape cu un punct procentual s-au mărit. Chișinău are practic aceleași valori ca și în sesiunea 2023, fără mari modificări. Cimișlia este raionul care a fost monitorizat și este cea mai mare creștere a notelor de 1 și 4 cu aproape 36 de puncte procentuale, dar și scăderea notelor de 8, 9 și 10 cu aproape 22 de puncte procentuale. Criuleni, pe dimensiunea notelor de 1 și 4 este nesemnificativ. Note de 8, 9 și 10 avem în scădere cu aproape 8 puncte procentuale. Dondușeniu nu a fost raion care să fie monitorizat, centralizat, dar aici observăm o creștere cu circa 15 puncte procentuale a notelor de 1-4, o scădere a notelor de 8 cu peste 4 puncte procentuale, o diferență nesemnificativă a notelor de 10, aproape aceeași ca și în sesiunea precedentă, și o mică scădere de un punct procentual a notelor de 9. Rânul Drochia a fost raion care a fost supus monitorizării. Aici observăm o creștere a notelor de 1-4 cu aproape 27% și o scădere a numărului de note de 8, 9 și 10 cu peste 20 de puncte procentuale. Dubăsari tot a fost un raion care a fost monitorizat centralizat. Aici observăm scăderea notelor de 8, 9 și 10 cu peste 24 de puncte procentuale și o creștere nesemnificativă a notelor de 1 și 4, un punct procentual. Iedineț, pe dimensiunea notelor 1-4, nesemnificativ, nu sunt schimbări semnificative, dar putem să observăm că este o ușoară creștere a notelor de 10, cu un punct procentual, o ușoară creștere a notelor de 9 și doar o mică scădere a notelor de 8 cu 2 puncte procentuale. Fălești, rata de promovare 100% și în 2023 și în 2024. Avem scăderi cu 3 puncte procentuale și 2 puncte procentuale a notelor de 10 și 9 și o creștere a celor note de 8. Rânul Florești. Rânul Florești are o creștere a notelor de 10 de la 13,75 anul trecut la aproape 16% anul acesta, deci cu 2 puncte procentuale. O scădere nesemnificativă a notelor de 9 și o scădere a notelor de 8 cu circa 3 puncte procentuale pe dimensiunea notelor de 1-4, deci diferența este de aproape un punct procentual. Glodeni, rata de promovare 100%. Observăm scăderi de note de 10 și de 8, dar o creștere a notelor de 9 și 10, dar o creștere a notelor de 8 cu circa 3 puncte procentuale. Hâncești, avem o scădere a notelor de 8, 9 și 10 cu circa 8 puncte procentuale și nesemnificativ pe dimensiunea notelor de 1-4. Iloveni, comparativ cu sesiunea 2023, avem o creștere a notelor de 1-4 cu peste 6 puncte procentuale și o descreștere a notelor de 8, 9 și 10 cu peste 7 puncte procentuale. Leova, comparativ cu sesiunea 2023, observăm că notele de 10 au rămas
practic același, numeric, au scăzut notele de nou cu circa 3 puncte procentuale și cele de note de 8 cu aproape 8 puncte procentuale și avem o creștere a notelor insuficiente cu 2 întreg și 47 puncte. Renu Nispăreni, probabil că vom avea discuții mai detaliate cu anumite raioane. Comparativ cu sesiunea 2023, raionul Nispăreni, notele de 1-4 au crescut cu peste 4 puncte procentuale, dar și notele de 10 tot au crescut cu peste 4 puncte procentuale, de la 3% la 7, notele de 9 rămânând aceleași, nesemnificativ, și un pic este scăderea a notelor de 8 cu un peste un punct procentual. Ocnița, avem o scădere a notelor de 10, cu aproape de 5 puncte procentuale și o creștere cu peste 5 puncte procentuale a notelor de 9, o mică scădere a notelor de 8 și notele de 1-4, nesemnificativ. Rână Orhei, dimensiunea notelor 1-4 este o diferență de peste 2 puncte procentuale anul acesta și notele de 8, 9 și 10 au valori neschimbate comparativ cu sesiunea 2023. Rezina este raion care a fost monitorizat. Vedeți o scădere destul de semnificativ a notelor de 10 cu peste 10 puncte procentuale, exact așa și a notelor de 9 și 8 și o creștere a notelor de 1-4 cu peste 2 puncte procentuale, raionul Râșcani. Pe dimensiunea notelor insuficiente este nesemnificativ ca și valori și observăm o scădere a notelor de 10-9 și o mică creștere a notelor de 8. Sângerei practic are aceleași valori ca și în sesiunea 2023. Soroca are o descreștere a notelor de 8, 9 și 10 cu peste 9 puncte procentuale și pe dimensiunea notelor insuficiente diferența este de un punct procentual. Strășeni. Avem și aici o scădere a notelor de 8, 9 și 10 cu peste 8 puncte procentuale. Dimensiunea notelor de 1 și 4 este nesemnificativă. Șoldănești este raionul care a fost monitorizat și aici avem o scădere a notelor de 8, 9 și 10 cu peste 31 de puncte procentuale și o creștere cu aproape 22% a notelor de 1-4. Ștefan Vodă are aproape aceleași valori ca și în sesiunea 2023 pe dimensiunea notelor de 1-4, scăderi a notelor de 10 și 8 și o ușoară creștere a notelor de 9. Taraclia, rata de promovare 100% și în sesiunea 2023 și în sesiunea 2024. Scăderea notelor de 9 și 10 și o creștere cu peste 7 puncte procentuale a notelor de 8. Telenești are o creștere a notelor de 10 cu aproape 2 puncte procentuale, o scădere a notelor de 9 cu aproape de 4 puncte procentuale și peste 3 puncte procentuale a notelor de 8 și notele de 1 și 4 sunt aproape un punct procentual comparativ cu sesiunea 2023. Ungheni anul acesta are o scădere a notelor de 8, 9 și 10 cu peste 13 puncte procentuale și o creștere a notelor de 1-4 cu aproape 6 puncte procentuale. Și Utaga Găuzia, probabil de examen la matematică a fost susținut 100%, deci de toți copiii, și aici avem o ușoară scădere a notelor de 8, 9 și 10.
Astea sunt datele pentru fiecare raion. Pentru cele 8 raioane am făcut o radiografie nu doar la nivel de raion, dar și la nivel de fiecare instituție de învățământ, în așa fel ca să înțelegem ce se întâmplă pe fiecare instituție de învățământ. Am luat raionul Cimișlia și vă prezentăm aici câteva momente despre această radiografie a raionului Cimișlia. Reiterez că aici iarăși vorbim despre disciplina de examen matematică. Cimișlia este raionul care are rata de promovare, la care rata de promovare a scăzut cel mai mult, cu 35 de puncte procentuale. Deci, în raionul Cimișlia, dacă vorbim despre rata de promovare, doar într-o singură instituție de învățământ, rata de promovare a fost 100% și în sesiunea 2024 și în sesiunea 2023. În alte trei instituții, rata de promovare a scăzut cu până la 20 de puncte procentuale. În alte 5, rata de promovare a scăzut de la 20 la 40. În alte 5, de la 40 la 60 de puncte procentuale. Și avem o instituție de învățământ în care rata de promovare a scăzut cu 65 de puncte procentuale. Observați și dumneavoastră, este vorba despre gimnaziul Ștefan cel Mare din satul Mihailovka. Deci anul trecut toți 14 copii din 14 au susținut proba la matematică, anul acesta 6 din 17. În gimnaziul Batâr anul acesta doar 7 copii din 16 au putut să susțină proba. Gimnaziul Serge Coipan din satul Selemet 7 din 15. Liceu internat pe profil sportiv Lipoveni 6 din 11. Și aici vom demonstra iarăși pe cele două dimensiuni, dimensiunea notelor de 8, 9 și 10 și dimensiunea notelor de 1 și 4. Dacă vorbim despre notele de 8, 9 și 10, comparativ cu sesiunea 2023, atunci în raionul Cimișlia avem într-o instituție de învățământ în care procentul notelor de 8, 9 și 10 a crescut cu 19 puncte procentuale și dumneavoastră puteți să vedeți. Este vorba despre gimnaziul Hârtop. Deci anul, în sesiunea precedentă au fost 2 copii din 23, anul acesta 3 din 11. În 4 instituții de învățământ, procentul notelor de 8 și 10 a scăzut până la 20 de puncte procentuale. În alte 6 a scăzut de la 20 la 40 de puncte procentuale. În alte 2 instituții, procentul notelor de 8, 9 și 10 a scăzut de la 40 la 60 de puncte procentuale. Într-o instituție, acest procent a scăzut cu 63 de puncte procentuale și în alte instituții cu 80 de puncte procentuale. Noi vorbim despre gimnaziul Porumbei din satul Porumbei, unde doar un copil din 14 a putut să susțină proba de examen pe nota 8. Și în gimnaziul Tudor Strișcă din satul Nou, deci un elev din 10 a putut să ia nota 8 la proba de examen la matematică. Distribuția notelor 1, 2, 3 și 4 în raionul Cimișlia. Avem o instituție care are rata de promovare de 100% și dumneavoastră puteți să vedeți câți copii au fost în acea instituție. Vorbim despre Ialpujeni. Deci în 2023 au fost 7 copii și în 2024 3. În 3 instituții din raionul Cimișlia, procentul notelor de 1-4 a scăzut până la 20 de puncte procentuale. În alte 5, de la 20 la 40 de puncte procentuale, în 4 instituții de la 40 la 60 și avem o instituție de învățământ unde procentul notelor de 1-4 a crescut cu 65 de puncte procentuale și aici vorbim despre satul Mihailovka, gimnaziul Ștefan cel Mare, unde 11 din 17 elevi nu au susținut proba de examen la matematică. Satul Batâr, gimnaziul Batâr, unde 9 din 16 nu au susținut. Și satul Selemet, gimnaziul Serge Coipan, unde 8 din 15 nu au susținut proba de examen la matematică.
Acestea sunt datele care le-am prezentat. Eu doar voi reitera că astăzi vom avea acea discuție despre care spunea domnul ministru cu toți șefii de direcție din toate raioanele și cu directorii din cei peste 180 de instituții. Nu vom recomanda, dar vom solicita să facă o analiză detaliată a tuturor datelor care noi le vom prezenta și cele care ei le dețin în teritoriu, în așa fel ca să identifice unde sunt problemele, care sunt soluțiile și ce trebuie să întreprindem de urgență sau pe termen scurt pentru a îmbunătăți calitatea studiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ivanov, pentru prezentarea exhaustivă. Doar încă o dată o să reiterăm. Proba suplimentară o să desfășoare în perioada 19 august-22 august. Agenția pentru Curriculum și Evaluare o să revină cu detalii către instituții cu privire la desfășurarea acestei probe. Și bineînțeles că rezultatele, în special din aceste 8 raioane, sunt un semnal de alarmă pentru noi la Minister, sunt un semnal de alarmă, sper eu, pentru întreaga societate, pentru comunitățile care au aceste rezultate pentru instituțiile respective de învățământ. Este extrem de important să știm situația reală, pentru că dacă până acum, uitându-ne, de exemplu, la același Ștefan cel Mare, an de an totul era bine, nici noi de la nivel de minister, nici la nivelul direcției, nu știm unde trebuie să intervenim, pe cine trebuie să ajutăm, unde sunt problemele. Asta este extrem de important. O funcție importantă a examenului să ne arate unde trebuie să oferim mai mult suport, mai multe investiții sau trebuie adoptate alte tipuri de decizii pentru a veni în sprijinul acelor copii. Când toată lumea falsifică examenul, nu există nicio posibilitate de a înțelege situația reală, unde sunt problemele și ce ar trebui de făcut pentru a interveni. Bineînțeles că rezultatele nu sunt plăcute pentru nimeni, dar sunt un prim pas pentru a înțelege unde este nevoie de eforturi mai mari din partea tuturor pentru a îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări. Domnule ministru, Madalina Cociu, TVR Moldova, o întrebare referitor la cele scurgeri de informație. Ce acțiuni au fost întreprinse? Care este rezultatul? Într-adevăr, vă aduceți aminte, am avut 8 instituții de învățământ din care s-au publicat testele din timpul examenului. Noi așteptăm concluziile investigațiilor din partea poliției. Ei s-au sesizat, desfășoară investigația, vor reveni probabil în scurt timp cu rezultatele cercetării lor. Din raioanele respective, noi nu am primit încă concluziile finale ale anchetelor. S-ar putea două raioane, doamna Ivanov, să ne fi dat niște explicații formale, în esență, scurt, mușamaliz în cazul. Din zona că explicații de tipul evaluatorilor care lipeau testele, nu erau atenți, copiii aveau ceasuri moderne care puteau să faci fotografii. Partea curioasă este că ambele raioane au prezentat exact aceeași explicații. Intuiția noastră este că au discutat între ei și au creat o poziție comună, sub ce formă se prezinte rezultatele anchetei la minister. Mulțumim! Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumim și revenim cu detalii parcursului.